să vă rog să ne spuneți despre mine și câteva cuvinte și la asta. Da, o victorie meritată a Sibiului. Scorul spune asta. Poate fi un pic drastic scorul. Am avut situație de a reveni în joc la 1-0, am avut o situație foarte mare de 1-1 cu portarul. Dar asta nu scuză cu nimic atitudinea noastră, n-am intrat cum trebuie în joc. Așteptam nu știu ce, așteptam începutul de campionat, nu ne-am dat seama că de fapt campionatul a început și trebuie să schimbăm asta în primul rând, să avem agresivitate mai mare, să redevenim sau să fim echipa aceea muncitoare care am fost anul trecut și să atunci putem să sperăm la mai mult. Victoria este absolut meritată a Sibiului, nu poate fi pusă la îndoială, deși, așa cum am spus, primul gol a fost un cadou făcut din partea noastră, până atunci meciul a fost echilibrat, nu au fost situații clare nici de o parte, nici de cealaltă, au fost câteva șuturi din distanță, am început a doua repriză bine, am încercat să punem presiune și ne-am creat acele ocazii, una amândouă cu Albert Voinea, odată 1-1 cu Iliev și a doua din corner, cu o deviere din colțul scurt și din nou Iliev a fost la post, în care puteam să revenim. Dacă înscriam și făceam 1-1, probabil că s-ar fi schimbat puțin soarta meciului. Așa, Sibiu, în momentul când am scris golul 2, zarurile păreau aruncate, ei au jucat ceea ce le convenea, s-au apărat bine și au încercat să joace pe contraatac, un joc care le convine, pentru că au jucători foarte penetranți în atac. Cam asta e. Mult succes, felicitări și nouă nu ne rămâne decât să lăsăm nasul jos și să muncim, pentru că altfel vom avea viață grea. Mulțumim! Mulțumesc! Doamne ajută!